Pentru început, Ciprian Anton a precizat că nu a renunțat la pista de Nuț Perjo, jucător cu care continuă să poartă negocieri. Discuția noastră s-a oprit în momentul în care a venit vorba de copii. Nu știe dacă copiii se aducă încoace sau să rămână în continuare în București. În cel mai scurt timp voi lua din nou legătura și cu el, îi voi întreba să vedem dacă ar fi interesat să întoarcă. Deci așteptăm și o să așteptăm și de el un răspuns. L-am lăsat, v-am zis, pentru că de-abia a început școala, a trecut o săptămână și săptămâna următoare sigur luăm legătura și cu Denis. Președintele cetății a anunțat că în iarnă pregătește alte surprize plăcute suporterilor. Am promisiuni că vor veni niște jucători, am promisiuni de la niște oameni, chiar dacă lumea râde cu oamenii aceia de afaceri sau oamenii care se învârt acum pe lângă jurul clubului, am promisiunea că voi aduce niște jucători care să fie realmente pentru divizia B. Și știți cum e, le învățăm pe parcurs și vă promit că în iarnă, indiferent de ce se întâmplă, va fi o schimbare la clubul din Suceava. Un alt fost jucător al Forestei care ar putea să vină la cetate este Daniel Bălan. Fundașul dreapta evoluează în acest moment în prima ligă din Cipru și a promis că odată ce va încheia acest contract, va reveni pe areni.